Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Frățiorii noștri moldoveni, un tânăr frate moldoven de peste Prut a primit de ziua lui de naștere un permis de conducere de la prieteni pe care l-a considerat. Băi, ce prieten are omul. Adevărat. A zis, mă, ce tare. Băi, ce mișto, trebuie să fi fost scena. Aș fi vrut să fiu acolo, eu și cu Sturița. Da. Uite, Luca, ți-am luat un permis de avion. Da, să conduci avionul. Permis de conducere. Ce drăguț, ce mulțumesc. Gata, acum să caut avion. Deci băiatul a zis, gata, mi-au dat ăștia permis de conducere. Sunt foarte tare. Și l-au găsit polițiștii români. Și ăștia niște nenorociți. La punctul de trecere a frontierei Bumbăta. Bumbaca din Iași. Încerca să intre în țară. A fost percheziționat pentru că se încadra în profil de risc. Și au găsit documentul fals. Se fac, înțeleg, profile sau profiluri de risc la vamă. Care reprezintă ce? Păi, nu știu, pari suspect la un moment dat. Dacă ajungi și te uiți așa... Eu am fost suspect. Pe mine m-am încadrat la profil de risc la un moment dat. Serios? Da. La trecerea între Serbia și Muntenegru, în urmă cu mulți ani. Eram... Terorist? Ce umblat, erai? Umblam prin partea asta de Europa, singur, da, cu mașina, și m-am intersectat prin Timișoara cu Mile Cărpenișan, da, Dumnezeu să-l odihnească, și am plecat cumva în gașcă până Muntenegru. Așa. El cu mașina lui, eu cu mașina mea, și mai aveam, el era cu nevastă, mai era o colegă producător la antenă, mai era un blogger din Cluj, Groparu, salut Radu Bazavan, și cu mine. Și eram împărțiți în mașini, mergeam. Bun, și când am ajuns la granița respectivă, ei au trecut primii cu mașina. Ăsta avea, nu știu, Jeep Cherokee. El era tot gras așa, obez, tatuat tot. Mile. Da, Mile Cărpenișan. Adică avea profil de... ochelari negri pe față. Cu tun zero. Și avea o nevastă, Ramona, sărumâna Ramona, blondă, drăguță, finuță, nu știu ce. Deci arăta ca un mafiot plecat în vacanță, înțelegi? Eu în spate, mașina mea singur. Ca un tocilar. Da, aveam ochelari. Cred că aveam o cămașă cu mâne scurte atunci, cu carouri. Înțelegi? Asta era, am plecat de multă vreme pe drum și luasem cu mine și o cămașă pentru un caz de nevoie, știi? Da. Și poliția sârbă sau muntenegreană, nu mai știu la care parte a graniței, s-au uitat. Eram împreună, știi? Și eu eram în spatele lor și l-au lăsat pe ei să treacă și pe mine m-au tras pe dreapta. Mi-au desfăcut bagajele, m-au căutat, m-au zis, ok, nu e nicio problemă, asta e. Și ăla m-a așteptat la un kilometru mai în față. Am ajuns acolo, ne-am întâlnit, zic, bă, de ce te-au lăsat pe tine? Adică, uite-te cum arăți tu. Și m-au lăsat pe mine, m-au luat pe mine. Și ăsta a zis, păi da, ei s-au gândit că eu sunt mafiotul și tu ești prostul de cărăușă în spate pe tine. Deci profilul era lui sau al tău? Da, mă rog, profilul era o combinație la mine. Da. Da. Ce să... Asta e. Mai avem timp să-ți mai povestesc? Nu, mai gata, nu mai. Mergem mai departe, avem știri imediat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.